Lovitură năprasnică pentru unul dintre cei mai cunoscuți lideri PNL. DNA investighează modul în care primăria Timișoara a acordat autorizațiile de construire pentru vilele pe care le dețin copiii lui Nicolae Robu. Dragoș Boța, jurnalist Presa Alert, are mai multe informații și este în direct prin telefon cu noi. Bună ziua, Dragoș! Bună ziua! Ce știi despre această anchetă? Într-adevăr, după cum vă spuneam ieri, cei de la DNA au venit la primăria Timișoara și au solicitat o serie de documente legate de mai multe certificate de urbanism și autorizații de construire care au fost eliberate de municipalitate. Astăzi a apărut informația, că le-a fost și confirmată de primarul Nicolae Robu, că printre documentele solicitate se numără... Dragoș, te întrerup.